Pentru grupurile organizate, eu zic că locația noastră este exact ceea ce trebuie. Dacă vor să se deconecteze total de civilizație, aici pot uita de tot și de toate, se pot încărca total cu atât cu oxigen, cât și cu voie bună și cu relaxare. Garden Resort by Colți de Rai, o locație care este foarte bine definită de denumirea pe care o are, Colți de Rai. Toți prietenii pe care i-am adus aici, spunându-mi că nu vor să mai plece. Este pe Glăjărie, în Râșnov administrativ, la 7,5 km de drumul care vine dinspre Pârâu Rece spre Râșnov, în inima munților, chiar la baza muntelui, o locație care îmbină luxul cu natura. O locație care este de mult construită, nu a fost foarte mult utilizată în domeniul acesta al Horeca, dar care are și 12 camere, are și restaurant, are o terasă și 4.000 de metri de natură, unde copiii pot să se joace, pot să alerge, pot să vină în tabere cu instructori. Avem tiroliană, avem un teren pentru fotbal, pentru tenis de picior și pot face drumeții. De aici pleacă traseul către Cabana Mălești. Toate camerele au balcon, toate camerele au view. Copiii se pot simți bine, atât doi cât și trei în cameră. Nu prea pot să strice, deci au în așa fel făcut încât să le asigure o desfășurare a lor fără să se lovească de anumite lucruri pe care să le strice și să le deterioreze. Cine este interesat să vină cu copiii în tabără, în această locație, în primul rând trebuie să se grăbească pentru anul acesta. Deja sunt rezervate luna iulie și jumătate din august. De iunie nu mai vorbesc, acolo clar sunt pline toate weekendurile, dar din iulie încep și rezervări pe timpul săptămânii. Dar nu este o locație numai pentru tabere de vară. Aici se pot face și tabere de schi, se pot face tabere de iarnă, tabere de primăvară, expediții și trasee montane se pot face în orice perioadă a anului. Dar pe lângă aceasta se pot face tabere tematice, tabere pentru culinare pentru copii, tabere de pictură, tabere de muzică, tabere, pentru că nu avem vecini, nu deranjăm pe nimeni. Deci, indiferent ce idee și cu ce instructor se poate veni aici, avem și noi pe ai noștri pentru tiroliană, pentru expediții, ghizi, montaj și așa mai departe, dar indiferent de ce tematică va avea tabăra, noi avem posibilitatea să punem la dispoziția atât a profesorilor cât și a copiilor tot ceea ce este necesar. Serviciile de masă. La acest capitol stăm foarte, foarte bine. Bucătarul pe care noi îl avem, în primul rând, se aprovizionează numai de la producători, atât pe partea de legume, cât și pe partea de carne și brânză și derivatele ei. Iar calitatea mâncării este net superioară și din acest motiv și datorită experienței îndelungate pe care el o are. Deci copiii aici vor mânca și ciorbiță și felul doi, iar când vor pleca, nu, vor uita că n-au mâncat niciodată ciorbiță. Un anumit grup de, să zicem, 4-5 familii pot închiria toată cu copii, pot închiria toată locația. Noi le punem la dispoziție atât masa, cât și cazarea.
totul este, nu trebuie să vină să-și gătească, să, așa, copiii se pot juca liniștiți, pot uita de ei.